Asculți Picătura Magică la Radio Terra Nova. Pași spre cunoaștere. Bună seara, dragii mei! Sunt Daniela, gazda emisiunii Picătura Magică și în această seară, la Radio Terra Nova, vreau să vă anunț că avem un format special al ediției și anume, am un invitat. Până acum v-am povestit singură despre minunata lume a terapiilor alternative, așa că a venit momentul să am și un aliat și împreună cu el să vă convingem cât de benefică este această lume. Haideți să facem cunoștință cu invitata mea. Bună, Sanda, bine ai venit la noi și mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea. Bună seara, Daniela, și bună seara tuturor ascultătorilor tăi și ai noștri în această seară. Îți mulțumesc pentru invitație și mă bucur să fiu aici cu voi. Ia să te vedem, cum te simți, ce stări ai și mai ales ce părere ai despre dulcele Târg Alieșului. E o mare plăcere de fiecare dată să revin aici, pentru că trebuie să mărturisesc că Iașul este, să spunem, orașul meu de suflet. Părinții mei sunt ieșeni, așa că mi-am petrecut vacanțele în copilărie la bunici, care locuiau în Țicău, aproape de Boșdeuca lui Creangă, așa încât pentru mine Iașul este, să zic așa, are un farmec aparte și întotdeauna îmi trezește multe amintiri frumoase. Ți-ai făcut planuri pentru zilele astea, cât ai să fii în Iași? Da, sigur, am venit aici cu un scop bine definit. Acum în weekend am avut un curs de tehnică Raindrop despre care poate o să am ocazia să vă spun mai mult. Sigur, sigur, acuș. Și bineînțeles să mă plimb în centru, rămâne poate cea mai frumoasă parte a Iașului și să-mi aduc așa un pic aminte despre plimbările mele din copilărie. Ok. Haideți, dragi ascultători, să vă spun câteva cuvinte despre Sanda ca să o cunoașteți, că este posibil, nu se știe, să ne fie o colaboratoare de mai lungă durată. Ea este un consultant în aromaterapie, un practician Zaito Balance și, după cum ați auzit, un tehnician în tehnica Raindrop, o practică de wellness cu valențe terapeutice care folosește uleiuri esențiale pure Young Living. Dacă vă aduceți aminte, eu personal am avut o ediție în care v-am povestit pe larg despre această tehnică și uite că astăzi a venit ziua în care Sanda ne va explica poate mai pe larg câteva idei despre această tehnică. Sanda de peste 4 ani promovează un stil de viață sănătos, care integrează uleiurile esențiale și alte tehnici complementare pentru a facilita atingerea unei stări optime de sănătate și a armoniei interioare. Ea crede cu tărie în puterea cunoașterii și valoarea pe care aceasta o aduce pentru îmbunătățirea calității vieții. De aceea și-a dedicat o mare parte din activitate împărtășirii de informații privind acțiunea și beneficiile uleiurilor esențiale în diferite aspecte ale vieții noastre. După cum vedeți, câteva linii paralele între mine și Sanda. Acum, Sanda, hai, povestește-ne! Ce faci tu acum aici, în Iași? Daniel, așa cum îți spuneam, am venit pentru a răspândi cunoașterea despre tehnica Raindrop, care este o formă de terapie ce îmbină mai multe practici holistice, reflexologie, presopunctură, masaj și abordări energetice speciale cu uleiuri esențiale pure de grad terapeutic și aici vorbim în cazul de tehnicii Raindrop de uleiuri create de Young Living. Tehnica Raindrop a fost creată la sfârșitul anilor 80 de regretatul Gary Young, cel care astăzi este cunoscut drept pionierul mișcării moderne privind uleiurile esențiale de grad terapeutic și este și fondatorul companiei Young Living, iar această tehnică, așa pe scurt, pot spune că reface echilibrul și alinierea structurilor din corp într-un mod neinvaziv, oferind practic o experiență deosebită cu efect de relaxare, de energizare și armonizare pe toate planurile ființei noastre, asta însemnând la nivelul corpului fizic, la nivelul corpului mental și al celui emoțional. Deci, ceea ce ofer eu prin această tehnică și prin cursurile mele este o experiență atât de terapeut, deci să oferiți această practică, cât și de pacient sau client, să spunem, cel care primește tehnica și care se bucură de beneficiile sinergetice dintre uleiuri și aceste elemente de masaj și presopunctură. În ceea ce mă privește, pot spune că, deși lucrez într-o companie multinațională din București,
pasiunea aceasta pentru uleiuri esențiale, care m-a prins de câțiva ani destul de tare, mi-a trezit dorința să împărtășesc din această cunoaștere cât mai multor oameni. Și, practic, ultimii ani mi-am dedicat răspândirii informațiilor despre beneficiile uleiurilor esențiale, fie pe blogul meu, fie prin niște sesiuni live pe care le-am ținut pe Facebook anul trecut, seriile Aroma Wellness, deci prin cursurile pe care le fac, așa încât sper eu să ating cât mai multe vieți în bine și să le influențez prin a adopta aceste practici de wellness. Ai un răspuns al unei paciente căruia i-ai făcut vreun masaj? Ți-a rămas așa vreo expresie de la o doamnă de la care a plecat de la tine? La un moment dat am avut pe cineva la un curs Raindrop care mi-a spus că eu sunt ca un izvor care răspundește și dăruiește cu o iubire necondiționată toate aceste informații și că nu știu să mă opresc. Corect. Iar asta mi s-a părut la un moment dat ciudat, pentru că mi se pare atât de firesc să vorbesc despre ceea ce știu și îmi place, încât niciodată nu mi-a trecut prin cap să pun o preliște și să zic până aici dau cu toată dragostea și dincolo de asta, nu știu, condiționez într-un fel. Deci asta știu că m-a frapat ca și observație. Ok, astăzi mi-ar plăcea să deschidem un subiect amplu, dacă tot ai spus că ai mult de dat, îți vom suge energia și aș vrea să discutăm despre aromaterapie și emoții. Știi foarte bine că și eu sunt specialist în aceste două, le-am făcut și eu o simbioză acestor două etape, aromaterapie și emoție, și eu am să propun astăzi un remediu floral Bach, de exemplu, la o idee pe care să zicem că o scoatem în evidență, să ne indici tu, de exemplu, uleiurile pentru o afecțiune, ce zici, ar merge oare să facem o asociere de genul ăsta? Sigur. Ok. Deci mi-ai povestit cât de cât despre cum ai ajuns tu la uleiuri, dar poate ai o poveste mai adâncă de cum ai ajuns, ai vrea să o povestești înainte să începem la emoții, știi, când începem cele emoții care le-am cam planificat noi să vorbim despre ele, nu o să ne mai oprim, să mai zici ceva despre tine din trecut. Nu, sunt convinsă și chiar se leagă povestea mea cu tot parcursul meu ulterior, pentru că eu sunt cumva mai interesată de zona aceasta de aromaterapie emoțională, pentru că experiența mea a debutat în această zonă și practic mi s-au deschis și interesul și ochii asupra aromaterapiei dintr-o anumită perspectivă. Ca să fiu mai explicită, eu practic am descoperit uleiurile esențiale undeva în 2016, când am participat la un seminar introductiv despre uleiuri esențiale de grad terapeutic și practic eu acolo mi-am dat seama, am avut acel declic în care mi-am dat seama că aromaterapia este mai mult decât un accesoriu de spa. Este practic o componentă foarte importantă a stării noastre de bine și a sănătății noastre pe toate planurile. Dar dincolo de faptul că relația cu uleiurile a devenit, să spunem, o dragoste la prima mirosire, cu ghilimele de rigoare, ele au devenit parte integrantă din viața mea foarte rapid, și la birou și acasă. E, nu întâmplător spun această nuanță la birou, pentru că marea schimbare acolo s-a produs pentru mine. În 2017 am urmat un protocol de 30 de zile cu setul Feelings de la Young Living. Este un set de 6 uleiuri esențiale, de fapt amestecuri, care se aplică pe anumite zone de pe corp și într-o anumită succesiune, iar eu am urmat acel protocol adăugând și afirmații. Erau afirmații despre schimbare, despre acceptarea schimbării, numai că na, când ești entuziast și nu dai atenție detaliilor, se întâmplă multe lucruri neprevăzute, în sensul în care eu am spus că vreau schimbare, accept schimbarea, dar nu am precizat din ce punct de vedere îmi doresc schimbarea. Așa încât schimbarea s-a produs acolo unde mă așteptam cel mai puțin și cu un impact foarte puternic care mi-a zdruncinat, să spunem, ceea ce eu consideram a fi o stare de echilibru pentru mine și de normalitate, dar de fapt nu era deloc așa. Care a fost principalul efect după 30 de zile? A fost că m-a smuls din mediul sufocant de la birou.
Deci, practic, eu stăteam acolo ore întregi, seara târziu, cu o șefă care era destul de acaparatoare, să zic, cu timpul meu. Și m-am trezit brusc deodată că atitudinea ei s-a schimbat peste noapte. Brusc aveam timp liber, nu mai știam ce să mai fac cu el, nu mă mai solicita, nu mai trebuia să mai rămân peste program și nu înțelegeam de fapt ce se întâmplase, adică unde se produsese ruptura, falia. Și apoi mi-am dat seama că eu mă schimbasem. Aha. Că uleiurile acționaseră, lucraseră la un nivel foarte subtil în structurile mele, îmi schimbaseră ceva din mentalul meu, din emoțiile mele, din felul cum eu mă raportam la oameni și la mediul înconjurător de la birou. Și mi-am dat seama, probabil, că emanam cumva, că aura mea emana această idee că eu nu mai cadram acolo. Uh-huh. Nici cu oamenii aceia. Eu am rămas în continuare în mediul acela, adică lucrez pentru aceeași companie, dar m-am detașat foarte mult, adică nu mai sunt atât de implicată și așa am reușit, practic, să-mi redirecționez interesul și să mă aplec mai mult spre ceea ce trebuia deja să fac și care era, consider eu, în misiunea mea, această descoperire și analiza unui domeniu care este încă nou pentru noi și anume aromaterapia. Deci, prima experiență și cea mai radicală pentru mine a fost această experiență pe zona emoțională care mi-a redefinit structura mea mentală și modul cum eu mă simțeam în acel mediu. A, și deci convinsă tu fiind, da, clar, acum înțeleg cu adevărat, da, rădăcina, da, deci de deci unde pot a început. Pot să spun că așa mi s-a, nu știu, universul mi-a creat, să spunem, oportunitățile și mi-a deschis ușile ca eu să pot să merg pe o cale pe care, da, astăzi o simt foarte aproape de inima mea. Știi că sunt oameni care poate pățesc chestia asta, dar nu realizează că le se întâmplă o schimbare și câteodată cineva de lângă spune, băi, da, ceva s-a întâmplat cu tine. Aici e arta când lucrăm cu, exact, aceste minuni. Mulțumim mult pentru această împărtășire și hai un pic la treabă. Uite, eu am ales câteva emoții negative pentru discuția noastră și aș vrea să începem cu rana sufletească provocată de respingere. Ascultătorii mei știu că eu folosesc în sinergie două terapii pentru a rezolva partea emoțională și anume terapia Bach și bineînțeles aromaterapia. Pentru rana provocată de respingere, eu aici aș putea indica două remedii, Bach, un Elm și un Centauri, sau aș putea astea două împreună, sau ar putea merge separat Cicori. Deci ar fi câteva remedii după o anumită discuție, că depinde foarte mult de cine anume a provocat această rană în persoana respectivă. Eu te-aș ruga pe tine să ne vorbești mai pe larg cum lucrezi tu ca aromaterapeut în astfel de situații, pentru că pentru mine este ceva nou, eu nu știu cum lucrezi tu, dar știu că ai obținut rezultate și mi-ar plăcea tare mult să ascult. Aș vrea să punctez de la început că lucrul cu emoțiile este ceva foarte particularizat de la persoană la persoană. Putem vorbi de o emoție la modul general, dar aceeași emoție să aibă rădăcini diferite la persoane diferite și istoricul fiecăruia să influențeze foarte mult modul cum a evoluat întreaga poveste. Ceea ce mă face să spun că de fapt nu există un ulei esențial care să răspundă în mod absolut unei probleme emoționale, ci putem să folosim mai multe uleiuri esențiale în funcție de fiecare persoană, pentru că uleiurile răspund diferit, tocmai din acest motiv, al istoricului diferit, al fiecarei persoane, și atunci cumva trebuie să găsim cea mai potrivită soluție pentru fiecare. De aceea eu o să mă raportez la mai multe uleiuri și în funcție de persoană și de cazul fiecăruia poate să difere uleiul potrivit. Ca și tehnică generală din ceea ce vom vorbi, o să vezi că eu mă raportez foarte mult la o carte pe care o apreciez foarte mult, scrisă de Caroline Mine. Se cheamă Eliberarea tiparelor emoționale cu ajutorul uleiurilor esențiale, Releasing Emotional Patterns with Essential Oils,
unde practic ea a constatat că fiecare ulei esențial, și ea aici folosește doar uleiuri Young Living, dacă scoatem blendurile care sunt create tipic acestei companii, celelalte uleiuri pot fi replicate și de la alte companii, da, cele simple. Deci orice ulei esențial practic corespunde unor anume emoții și practic ce face aromoterapia și unde este valoarea ei este că uleiurile prin compușii lor se atașează de anumiți receptori din celulele și din sistemele corpului nostru și acolo pot șterge informațiile amprentate greșit și pot să reintroducă o nouă structură informațională și îmi cer scuze pentru emoții. E normal să ai emoții. Este prima oară când sunt, când sunt invitată la voi și, și sunt... ne spui totul din inimă și se sper simte. Să se simte. Bun, continuăm deci tehnica propusă de Caroline Mine. Cu ajutorul acestui ulei selectat în funcție de, mă spuneam, de emoții, folosim și o afirmație care ea o numește way out, adică emoția opusă cu ce, cu ce concept pozitiv putem să o înlocuim astfel încât să introducem în subconștientul nostru o nouă realitate, inhalând uleiul și apoi aplicându-l pe anumite zone de pe corp pe care ea le numește alarm points, puncte de alarmă și care corespund anumitor organe, pentru că așa cum știți și din medicina chineză, emoțiile se atașează de anumite organe, da? Sunt energie stagnantă, conglomerate, să spunem, de energie reziduală și stagnantă care afectează anumite organe și atunci de aceea aceste puncte de alarmă de pe corp pot să ducă prin meridiane și trasee neuronale către acele organe. Iar tehnica se va folosi de mai multe ori pe zi, timp de una, trei sau șapte săptămâni, astfel încât să creăm această nouă structură mentală despre o realitate pozitivă. Cam asta este general, cadrul general. Da, da, e un suport teoretic foarte ok, exact, de înțeles. Bun, și să revenim acum la ceea ce m-ai întrebat, la rana de respingere, care, după cum probabil știi, este una din cele cinci răni fundamentale pe care le trăiește ființa umană, așa cum a identificat Lise Bourbeau, alături de abandon, umilire, trădare și nedreptate. Toți suferim de aceste răni, indiferent că într-o proporție mai mare sau mai mică și... Ceea ce caracterizează rana de respingere este că se formează foarte devreme în viața unei persoane, de la concepție până pe la 6 ani, în relația cu părintele de același sex. Deci fetele se simt respinse de mamă și băieții de către tată. Este un aspect important pentru că atunci când vom alege uleiurile, Caroline Mine face această precizare că facem distinție între... cine a cauzat rana respectivă de respingere. Un fapt care iarăși ajută în selectarea uleiurilor este că cei care suferă de rana de respingere poartă masca fugarului, adică fuga este un mecanism de apărare. Dar ce înseamnă asta? Înseamnă că te resping înainte ca tu să mă respingi, da? Deci practic fug înainte de a avea contactul până la capăt cu o anumită persoană, de a o cunoaște, dar fugim și de noi înșine. Da? Și practic cei care ne resping apar în viața noastră ca să ne arate felul în care noi ne respingem pe noi. Foarte interesant. Pentru că ne respingem pe noi înșine în aceeași măsură în care îi respingem pe ceilalți și ne simțim și respingi de ei. Și atunci... practic vine ideea de neacceptarea propriei persoane. E, pasul care duce spre vindecare este mai întâi să ne acceptăm așa cum suntem, pentru că noi căutăm de fapt o aprobare și o validare și o acceptare din partea celor care vor să ne schimbe și asta nu este calea cea mai potrivită pentru a fi bine noi cu noi și cu cei din jur. Trebuie să găsim persoanele care ne acceptă așa cum suntem. Și apoi iertarea. Deci, potrivit lui Caroline Mine, cele mai potrivite uleiuri sunt acceptance, este un blend de la Young Living pentru acceptare, și forgiveness, uleiul iertării, da? La care putem să adăugăm uleiul de mușcată pentru respingerea din partea mamei sau cel de lavandă pentru respingerea din partea tatălui.
Ca să merg mai departe cu protocolul ei, emoția de respingere sau de aprobare, că tot vorbeam că sunt cumva legate, ca emoție opusă este acceptarea, da? Și folosim și afirmația, accept tot ceea ce sunt. Acesta este acel way out, calea de ieșire din zona de dezechilibru emoțional spre lumină, spre echilibru. Auzi, Sanda, acum când te aud, stau și mă gândesc dacă n-aș face împreună cu tine o chestie de gen curs să ne înveți exact cum să utilizăm uleiurile, că nu cred că ajunge să ne facem noi un difuzor sau să ne facem un rolon. Ajută foarte mult, însă întotdeauna informațiile care fac diferența, acele detalii, pot să ducă experiența la un nivel superior. Pentru că mulți folosesc uleiurile din instinct și este foarte bine, pentru că sinele nostru interior știe cel mai bine ce avem nevoie, dar dincolo de asta, dacă avem cunoașterea și folosim intenția, putem duce la un pas mai departe, da, la un nivel superior, tot procesul de vindecare. Și atunci, de-aia este important să știm astfel de tehnici, pentru că ne vor ajuta și mai mult. Aș mai vrea să mai vorbim puțin despre anxietate. Aici este un subiect extrem de amplu. Eu personal am o ediție întreagă dedicată strict anxietății în data de 11 aprilie am făcut această emisiune. Această ediție se poate reasculta pe canalul de YouTube a radioului Terra Nova. Aș vrea să ne spui, te rugăm de fapt să ne spui cum acționezi în astfel de problemă, doar că de data asta aș vrea mai mult uleiuri să-mi zici în afara tehnicei, că timpul se scurge și vrem totul de la tine. Eu zic că e important că v-am povestit de tehnică pentru că o puteți aplica apoi, adică cartea este disponibilă, se poate cumpăra și atunci se poate aplica tehnica mai departe și acasă. Pentru anxietate trebuie iarăși să mergem la emoția care stă la bază de fapt și aici este lipsa de încredere în propriile forțe și o proastă imagine de sine și o teamă de necunoscut. E o teamă de un pericol imaginar. Practic, ca să gestionăm o stare de anxietate, trebuie să intervenim asupra cauzelor profunde, care este reabilitarea imaginii de sine, pe lângă controlul respirației și relaxarea musculară. Și atunci vom alege uleiuri care au acest efect de calmare, de relaxare, cum sunt mușețelul roman sau mușețelul german, lavanda, bergamota, mușcata, ylang ylang, salvia muscat sau un simplu spray de citrice, lămâie cu portocale, care să nu uităm că uleiurile de citrice și prin culoarea lor, da, sunt jucăușe, sunt solare, sunt uleiuri care induc foarte mult optimism, te scot din starea aceea de depresie și te ridică spre o zonă de bună voie, da, de voie bună. Aș face poate o remarcă despre câteva uleiuri din cele pe care tocmai le-am menționat. Vetiverul este la fel de eficient împotriva anxietății precum diazepamul, de exemplu, spune un studiu de prin 2015, da? Pentru că are un efect de ancorare și echilibrare foarte profund. Bergamota se spune că este Xanax lichid, da? Tocmai pentru că este un ulei al optimismului și care readuce iubirea de sine și ne ajută să ne recâștigăm încrederea în noi. Busuiocul tratează sentimentele de anxietate și panică și este ideal pentru oboseala mentală, pentru copleșire. Deci iată cum aceste uleiuri practic vin să inducă o stare de bine care ne ajută să ne redobândim siguranța în noi. Practic anxietatea pierde acel teren, pierde acea ancoră pe care o ai pentru că nu știi încotro te duce vântul. Da? Ok, mi-aș dori tare mult să vorbim puțin despre frică, dar clar și sigur mai avem foarte puține minute, încât am să merg spre partea finală și am să spun că știu că ești autoarea site-ului și blogului Armonie uleiuresențiale.ro și realizatoarea seriilor Aroma Wellness, un concept de webinarii lunare în care, alături de un invitat special, tu personal abordezi o temă din zona de wellness, susținută de beneficiile evidente ale aromaterapiei.
Mi-ai spus că este un proiect născut din dorința de a inspira și alte persoane să adopte practici benefice care să le aducă echilibru, vindecare și susținere pe plan fizic, emoțional și spiritual. Acum, în partea de final, undeva în 2 minute, nu-ți dau eu timpul, dar te încadrezi, te-aș ruga să ne spui mai multe despre asta și cum anume pot oamenii să te găsească că ești o mină de aur. Mulțumesc, Daniela! Așa cum spuneam, simt din tot sufletul că una din misiunile mele este să răspândesc această cunoaștere despre beneficiile uleiurilor esențiale, pentru a fi cât mai accesibile cât mai multor oameni. Și am senzația că de cele mai multe ori, din cauza atâtor informații care sunt pe media, există o anumită teamă în a le folosi. Oamenii nu știu cât sunt de versatile și cât de mult pot să le aducă ușurință, să spunem, da, în ceea ce fac în viața lor. Din acest motiv am creat site-ul și blogul harmonie-esențiale.ro. Tot din acest motiv am mers un pas mai departe cu seriile de webinarii live și, de exemplu, am adus în discuție tehnici de echilibrare și vindecare emoțională, conceptul Ikigai, cum să ne găsim sensul vieții, starea de flow, universul copilului interior, reconectarea cu pânte, cu recunoștința. Deci sunt teme foarte actuale și foarte importante pentru noi. Și le puteți vedea și pe canalul meu de YouTube, Armonie cu uleiuri esențiale by Sanda Calciu Young Living, sau pe pagina mea de Facebook, Young Living București minus Armonie cu uleiuri esențiale by Sanda Calciu. Iar în final, ca să ne încadrăm în timp, aș vrea să le reamintesc ascultătorilor noștri că vindecarea este o călătorie personală și înainte de a-i putea ajuta și vindeca pe ceilalți, este nevoie să ne vindecăm pe noi înșine. La tot ceea ce înseamnă ființa noastră, da? Minte, trup, suflet și spirit. Așa încât invitația mea pentru voi este ca prin intermediul acestor uleiuri să acceptați sau să invitați în viața noastră niște picături de energie vie pe care să le primiți cu toată deschiderea, pentru că ele vă vor rescrie harta personală a evoluției voastre și a ceea ce sunteți. E un proces de vindecare și transformare. Cred. Sanda, timpul nostru e limitat. Din păcate, dar eu îți mulțumesc din inimă pentru că ai acceptat invitația mea de a ne împărtăși cunoașterea ta. Și sper că ne vom întâlni în această formulă pentru o ediție viitoare. Iar voi, dragii mei ascultători, eu cred că v-am făcut o ultra surpriză, așa un izvor de cunoaștere să vă aduc. Pe lângă mine sunt de data asta puțin și eu lăudăroasă, că și eu am ceva să vă spun, dar uite, de data asta am găsit un om și mai și. Cred că am fost pe placul vostru și dacă doriți în continuare ca Sanda să facă parte din emisiunile mele, să vină să ne aducă cunoașterea, vă aștept mesajele și vă aștept așa cum de obicei faceți, cum îmi dați toate feedback-urile pentru emisiunile pe care le-am făcut. Sanda, aici se încheie emisiunea noastră. Eu sunt Daniela. Și eu sunt Sanda și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și vă doresc o seară minunată. Vă mulțumesc pentru că existați și ne revedem săptămâna viitoare.